Bună ziua, bun găsit! Este despre educație astăzi și cum educația e în prim plan în zilele astea. Avem de discutat altfel decât v-am obișnuit până acum, când am tot adus așa exemplele și modelele de bune practici din școală, pentru că zilele astea o să vorbim și despre ce se întâmplă în afara școlii, dar înainte de a vorbi despre ce se întâmplă după școală, așa cum am pus și titlul emisiunii, aș vrea să dau citire unei postări de pe Facebook a unui profesor universitar pe care îl apreciez extrem de mult, pentru că întotdeauna a venit cu opinii pertinente, valoroase și a format o grămadă de cadre didactice care au intrat în sistem și au dat acolo unde au ajuns un plus valoare lucrurilor. Și spune așa, că într-o ordine naturală a lucrurilor, părinții și copiii ar trebui să fie alături de profesori dintr-o solidaritate firească între persoanele implicate în triunghiul educațional. Într-o ordine naturală a lucrurilor, statul ar trebui să fie alături de profesori din datoria statului față de viitorul țării, adică față de copii, așa cum am spus de fiecare dată, copiii sunt viitorul. În România s-a produs solidaritatea împotriva firii între părinți, copii și stat, s-ar părea că împotriva profesorilor, deși zilele acestea am văzut că nu e chiar așa, pentru că și părinții și copiii au înțeles de ce cadrele didactice au o altă atitudine acum în momentele acestea în care este declarată această grevă în educație. Părinții sunt împotrivă, spune domnul profesor Emil Stan, pentru că profesorii îndrăznesc să le pună în pericol planurile pentru copiilor din nevoia de a avea și ei o viață, o familie și proprii copii. Copiii s-au implicat din solidaritate firească împotriva celor care vorbesc mereu de datorie, de sarcini, de responsabilitate și să nu uităm aici de teme. Cu cât părinții o fac mai puțin, cu atât profesorii trebuie să o facă mai mult. Iarăși, nu vorbim despre toți părinții, nu vorbim despre toți profesorii, nu vorbim despre toți copiii, însă, majoritate, există aceste probleme despre care domnul profesor vorbește. Apoi spune că statul este împotriva cererilor profesorilor deoarece s-au trezit pe neașteptate cu, îi denumește cerșetori, dar să spunem cu niște cerințe pe care ei le au pertinente și vor să fie luați în seamă și vor să existe socialmente, ca, vor o muncă bine plătită, pentru că o muncă bine plătită atrage în sistem și persoane care au plus valoare și care sunt atât de bine pregătite cât să ducă mai departe acest lucru. Cum se va termina lucrul acesta, nu știm. Din păcate, să sperăm că nu vor pierde profesorii. Să sperăm că până la urmă sunt solidari în acest demers și să sperăm că nu vor lăsa să se piardă pe termen lung ceea ce este ultra necesar și anume formarea unor persoane care să ne asigure acel viitor luminos și frumos pe care ni-l dorim cu toții. Pentru că acest viitor îl reprezintă copiii. A fi educați foarte bine înseamnă a aduce valoare în tot ceea ce înseamnă țară. Nu în absolut orice sistem, nu doar în sistemul educațional. Dar cu ei pasă. Asta este o întrebare pe care vă lansez să găsiți un răspuns. Cui îi pasă dacă educația va avea acea valoare de care e nevoie pentru acel viitor pe care ni-l dorim? Lăsând la o parte toate lucrurile acestea, vin astăzi cu o altă provocare și mă bucur că în sfârșit am alături de mine persoane care nu sunt implicate direct în procesul educațional, în sensul că nu sunt la catedră, nu predau, însă le pasă de educație și le pasă de educația care se întâmplă nu neapărat în școală, ci și după școală, pentru că nu doar profesorii trebuie să facă acest lucru, educația este continuă, se întâmplă și acasă și se întâmplă și în aceste programe denumite after school și aș spune că reprezintă acea alternativă constructivă pentru petrecerea timpului liber al copiilor, ai căror părinți sunt ocupați și nu le pot acorda acel timp de care este nevoie, iar acolo obțin acea siguranță care, știu și eu, dau încredere și le asigură părinților starea de care cred ei că e nevoie pentru copii.
Și cum n-am vorbit niciodată despre after school și n-am vorbit niciodată despre ce se întâmplă cu educația după ce copiii au ieșit pe poarta școlii, astăzi am alături de mine două invitate foarte dragi mie și ne leagă așa câteva lucruri, dar o să le lăsăm deoparte pentru că am încercat și am stabilit că o să vorbim obiectiv. Bun venit, Anca Kiper! Bună, Irina, și mulțumesc pentru invitație! Și Bianca Dumitrache, bun venit și mulțumesc că ați acceptat invitația mea! Mulțumim și noi tare mult pentru invitație, bine v-am găsit! Hai să spunem așa, în prima parte, Anca, care e legătura ta cu educația? În primul rând, mulțumesc pentru invitație și mulțumim că ne acorzi ocazia să ne facem cunoscute și să vorbim din suflet despre ce facem. Sunt un om pasionat de educație, dintotdeauna am fost, și în special de educația copiilor. Sunt mămica Maiei, minuna mea de 10 ani, și asta mă provoacă zilnic să mă educ și pe mine în continuu. Ce pot să spun despre mine este că în urmă cu 2 ani am lăsat deoparte lumea corporațiilor după 10 ani de financiar contabil și am zis să explorez mai mult din pasiunile mele. Așadar, azi am ajuns să fac ce-mi place și alături de prietena mea, Bianca, conduc un business care mi-aduce satisfacție personală și pot să ofer și comunității locale un mediu educativ de calitate după școală. Excelent. Mie îmi spunea soțul meu că, știi, în jobul tău tu ai satisfacții personale și ai satisfacțiile astea morale, că te sună elevii după nu știu câți ani și când îi vezi ce au ajuns și cum au devenit, simți așa că ți se umple inima și așa e. Și văd că pasiunea asta s-a transmis, da, în același fel. Da, și ce spui, pentru că eu însă am în familie un cadru didactic, o experiență de peste 40 de ani la catedră și da, zilnic primește aprecieri, telefoane și flori și nimic nu-ți umple inima mai mult de atât. Și simți că ai făcut ceva. Bianca, despre ce este vorba? Hai să vorbim despre proiectul ăsta frumos al vostru. Este într-adevăr un proiect de suflet pe care îl dezvoltăm acum împreună. Ideea a pornit de la nevoia noastră ca mame și eu am o fetiță de 7 ani și aș putea spune că datorită ei am avut ocazia să iau contact cu mediul privat educațional, pentru că încă de la vârsta de 2 ani am apelat din nevoia de a merge eu la serviciu și ea de a petrece un timp de calitate într-un cadru educațional privat, am apelat la creșă. Ulterior am mers la 2 grădinițe private, iar în prezent frecventează cursurile unui after school, după orele de la școală. Și toată această experiență cumva m-a făcut să îmi dau seama de ce au nevoie copiii și să punem bazele acestui proiect împreună. Și cum voi știați cam ce au ei nevoie după ce pleacă de la școală și că trebuie să fie rezolvate niște teme, că trebuie dirijați cumva în a înțelege niște lucruri, că trebuie să citească sau trebuie, în sfârșit, sunt multe aspecte care trebuie luate în seamă. Cum părinții ajung în general seara foarte târziu, nu mai pot parcurge toate aceste etape și atunci, prin acest after school, bănuiesc că vă gândiți văzând nevoia copilului propriu de acasă, nu? Da. Hai să vă spunem așa, cum se numește? Se numește ABC Start. Cumva ne-am gândit să poată fi pronunțat atât în limba română și să fie clar ABC Start sau ABC Start. De ce nu? Pentru că ne putem dezvolta visul. Păi uite, acum noi am vorbit, am pus titlul Educație după școală, dar era after school, da? Că e un program after school și am preluat englezismele destul. Acum fac parte din vocabular pentru că nu mai spunem niciodată sfârșit de săptămână, sâmbătă, duminică, spunem weekend. Exact. Și așa și after school toată lumea îl înțelege exact în sensul pe care îl are. Da. Așa. Este proiectul nostru de suflet, este un proiect în care noi investim zilnic energie, timp și resurse. Este ca o a doua casă pentru copiii care ne trec pragul și ei așteaptă cu nerăbdare să ajungă la noi. Este un mediu în care își dezvoltă prietenii noi, un mediu în care ei se dezvoltă în primul rând armonios, dar controlat. Și, nu vin toți de la aceeași școală, mai sunt din diferite. Din școli diferite și noi suntem pregătiți, avem cadre didactice,
Avem și un supervisor care se ocupă de copii, pentru că nu au toți aceeași activitate în același timp. Suntem... Cam câte persoane sunt implicate până acum? În prezent suntem o echipă de 5 persoane. Da. Și suntem în continuă dezvoltare. O să începem cu programul Școala de Vară, pe care l-am gândit în detaliu și l-am structurat așa frumos, începând de la 8 de dimineață și până la 5 și jumătate. Cu mențiunea că după 5 și jumătate avem și cursuri opționale. A, foarte frumos. Deci ei pot depăși programul de after school clasic, în sensul că vor mai avea ceva cu care... Ce ofertă? Vom organiza diverse ateliere tematice de interes pentru copii, atât activități outdoor cât și indoor. Le vom anunța pe pagina noastră, ne găsiți pe Facebook, momentan pe ABC Start After School. Și așa cum spunea și colega mea, ne dorim foarte mult să avem activități interesante pentru copii, să îi facem să se simtă ca într-o a doua casă. Dar în aceeași măsură ne gândim și la părinți, pentru că și noi, fiind mame, înțelegem foarte bine perspectiva și lor. Și așteptările. Și așteptările lor, exact. Și tocmai de aceea am apelat la un cadru didactic cu experiență care să îi supravegheze și să îi susțină în efectuarea temelor și să se asigure că au efectuat corect și complet temele, astfel încât, așa cum spuneai tu, Irina, seara să nu mai avem această grijă a temelor nerezolvate, pentru că e important ca timpul ăla scurt pe care îl petrecem după serviciu sau după after school, să fie de conexiune, să fie exact un timp în care să fie în familie, în care părinții se conecteze cu copiii și să nu se mai gândească la... Și să nu mai fie responsabilitatea aia dură, teme. Și pe lângă teme, știm că foarte mulți părinți după serviciu sau după programul copiilor merg cu ei la diverse cursuri extracurriculare, la, nu știu, dansuri, limba engleză, chiar și dezvoltare basket, personală, am auzit. Da. Dezvoltare personală. Da. Tocmai de aceea, pentru a fi mult mai simplu, noi avem în cadrul orelor de la summer school, în acest moment, avem incluse aceste opționale de dansuri, karate, yoga și mindfulness, eu fiind și instructor de yoga pentru copii. Avem cursuri de limba engleză, șah, deci au foarte multe opționale pe care ei le pot face în acele ore, astfel încât să nu mai meargă după program la cursuri. Când ați dat startul sau este în curs programul de înscriere pentru școala de vară? Programul de înscriere, da, este încă în curs. Vom da startul școlii de vară în prima zi de vacanță. 17 iunie, să înțeleg. Luni, pe 19. Pe 19, dacă 16 e... Eu știu 16 ca în final. Da, deci școala de vară se va desfășura între 19 iunie și 8 septembrie, ultima zi de școală. Da. Programul începe de la 8 de dimineață până la 17.30, așa cum spuneam, și ne-am asigurat că acoperim atât partea de lecții, teme de vacanță, recapitulări de care copiii au nevoie sub îndrumarea unui cadru didactic cu experiență, și ne vom asigura că le oferim și aceste activități recreative, mișcare, jocuri, plimbări în parc, excursii, ieșiri la film, la cinema... Avem foarte multe idei proiecte pentru ei. Cărei categorii de vârstă vă adresați cu after school-ul ăsta de vară? Ne adresăm copiilor cu vârstă. De fapt, nu-i spun after school, e școală de vară. E școală de vară, unde educația continuă, chiar dacă este vacanță. Păi da, să nu se rupă definitiv de toată starea aia, pentru că învățarea continuă chiar are un rol important. Are, dar se pot bucura și de vară în același timp, pentru că noi avem și o curte generoasă. Așa. Suntem într-o zonă liniștită, pe o stradă așa frumoasă, în centrul orașului, într-o locație ușor accesibilă. Și ne-am gândit spațiul... să fie dedicat relaxării în aer liber, cititului în aer liber și o zonă de sport. Așa, și ziceam de vârstă. De vârstă. Așteptăm copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Cu practic ciclu primar. Ciclu primar, exact. Da. Cu mențiunea că noi mai avem așa o idee, cumva pornind-o de la denumirea proiectului ABC Start, After and Before Classes,
Așa. After, înainte de școală, ce se întâmplă înainte de școală cu elevii de gimnaziu, clasele 5-8. Da. Sunt foarte mulți care au nevoie să fie asistați la teme, sunt foarte mulți care rămân singuri în prima parte a zilei. Și asta și înseamnă pe care că îi așteptăm din toamnă, dacă învață după amiaza, da, și părinții exact sunt dimineața la serviciu, ei pot veni pot aici. Pot accesa programul nostru, da. Mie mi se pare foarte important pentru că foarte mulți părinți caută cumva o soluție pentru lucrul ăsta și caută școlile unde se învață de dimineață, inclusiv în gimnaziu, ori logistica școlilor din Ploiești, din cauza că nu s-au mai construit, nu s-au mai adăugat săli, nu s-au mai adăugat nimic, practic nu ai unde să susții cursurile gimnaziului decât după amiază, după ce fac orele cei de la ciclu primar. Și întotdeauna am auzit această problemă: ce face dacă îl las singur dimineața acasă? Ori la voi vor putea să aibă acest program cu o supraveghere foarte avizată, bună, exact, așa, și pot rezolva acolo și o parte din teme. Și pot servi, da, și masa, da, care iarăși e un lucru foarte important și părinții nu au absolut păi niciun control. Păi da, că pleacă la 11 la școală și nu apucă exact să mănânce prânzul așa cum îl ar pune mama pentru că nu e acasă. Și dacă în programul de vară asigurați mic dejun, prânz și două gustări. Și două gustări. Și două gustări. Da, deci este super un meniu complet. Așa cum, da, era când mă duceam eu la grădii cu fiica mea, care îmi spunea că mâncare bună ca la grădii nu o să fac eu niciodată. Și sunt sigură că și aici eu cred că tocmai a fi împreună cu ceilalți, cu copiii, cred că asta îi determină să fie mai altfel și să mănânce mai și bine. Și dezvoltă apetitul, exact. Nu? Da. Da. Și da, poate învață gusturi unul de la celălalt, hai încearcă pentru că mie mi-a plăcut și așa mai departe. Asta vorbind de mâncare și vorbind mâncarea este o asigurați prin catering? Da. Sau aveți bucătărie proprie? Este asigurată de o firmă de catering. Adică? Care, tot procesul este controlat de un medic nutriționist, un medic pediatru și conform legii. Ah, deci aveți super, asta înseamnă, păi da, dacă doamna se ocupă inclusiv de partea de yoga și de starea de bine, cu siguranță da, trebuie, da, și da, grijă, da, și în aspectul ăsta. Și în toamnă veți avea așa, un program care se adresează gimnaziului, un program care se adresează ciclului primar, pentru că pleacă gimnaziu, vin cei de la primar. Asta înseamnă că e funcționalitatea continuă de la 8 până la 15, până la 17. 17-30. Și după 17, dacă vor și un program altfel, distractiv sau de o altă... Da, vom avea ateliere, nu în fiecare zi, dar vom organiza diverse ateliere, evenimente pentru categoriile acestea de vârstă. De câți copii au nevoie sau cum vor să se înscrie, la ce vor să participe, exact, bănuiesc. Exact. Da. Păi, mie îmi sună foarte frumos și cu siguranță recomand cu mare căldură în after school-urile, pentru că am auzit, e foarte frumoasă oferta pe care o aveți. Mai sunt în oraș și alte programe pe care, despre care am auzit, dar nu am apucat să vorbesc chiar așa, însă ce mi-a atras atenția la voi a fost tocmai programul acesta al școlii de vară, care mi se pare foarte important. Și acum, gândindu-mă, ce bucurii sau cum îi simțeați pe copii fără acest after school, copiii personali, ce fac ei vara? Să zicem astăvară, că astăvară nu exista ABC Start. Da, în cazul meu astăvară exista bunica, există și acum bunica și e un sprijin important pentru noi. Dar și în același timp are și dumneai nevoie de timpul liber. Are și nevoie de timpul propriu și de un pic de relaxare, pentru că sunt foarte mulți ani de muncă în spate. E de aici nevoia, așa cum a spus și Bianca. Și, și faptul că probabil ați simțit la copii că nu fac atât de multe activități doar stând acasă și bunica nu se poate ocupa, da, chiar așa să prindă un spectru larg. Bunica este o bunică de oraș. Da. Chiar am avut discuția zilele trecute cu Maia, în care mi-a spus: de ce bunicii mei nu stau la țară? Pentru că voia... Părinții tăi stau la țară, bunicii stau la oraș. Acum, așa sunt generațiile acum. Da, păi asta este, da, nu avem ce face. Și vara și-o petrecea într-un apartament și... Și nu era același lucru. Și nu era, da, același lucru.
Da, acum dacă au și curte și în curte pot să desfășoare și altfel de jocuri, mie mi se pare că școala asta de vară pe care o propuneți e ca o tabără mai lungă. Poate fi văzută și așa. Atâta doar că o să doarmă acasă și nu o să fie problema aia de seara. Eu merg în tabără cu copii și problema e așa, că seara își doresc apropierea aia de ori de mama, ori de tata, depinde cu cine socializează mai bine seara și apucă un plâns seara și vreau acasă, deși toată ziua s-au jucat și au fost fericiți, seara plâng pentru că le e dor de acasă. Și mă gândesc că această școală de vară le oferă și. Adică au și joaca aia de tabără, de copii, de activități, de... dar seara sunt cu părinții exact unde le trebuie și cum le trebuie. Deci, exact. Mi se pare foarte important. Nu v-aș lăsa să plecați, pentru că dacă tot sunteți mămici, să nu vorbim puțin și despre partea de școală. Suntem în aceeași școală? Nu. Fetița mea a terminat acum clasa pregătitoare la Colegiul de Arte. La Colegiul de Arte, da. Și Maia? Și Maia termină la Bertlo, clasa 4. Termină clasa 4, intră la gimnaziu, deja s-a făcut mare. Emoții. Da, sunt emoțiile de gimnaziu, că e altă trecere. Cum ați simțit anul trecut, să spunem așa, ca școală, ca activități, ca tot... Ce vi s-a părut bun și ce ar putea fi îmbunătățit în, să zicem, la clasa pregătitoare? Din punctul meu de vedere, doamna învățătoare pe care Rebecca, fetița mea, o are la clasă, a făcut tot ce se putea face pentru un copil de această vârstă și la clasa pregătitoare. Adică nu văd ce ar fi putut face mai bine. Eu sunt foarte, foarte încântată de alegerea făcută și de evoluția copilului, că până la urmă... Câți aici copii sunt în clasă? Sunt 23 de copii. Și aici îți dai seama dacă ceea ce se întâmplă în clasă este bine sau nu. Pentru că vezi evoluția copilului tău de la o lună la alta, să spun. Și am văzut evoluția ei. Și apropo, o să fac un pic o legătură cu afterul nostru și cu școala de vară. Noi punem la dispoziție părinților și o aplicație prin care noi o să le oferim în fiecare zi activitățile pe care le facem. Le punem la dispoziție în acea aplicație, activitățile pe care le facem cu copiilor, iar doamna învățătoare va oferi și feedback personalizat pentru propriul copil. Pentru că înțelegem cât de important este pentru un părinte să cunoască activitățile copilului de zi cu zi și să vadă o evoluție în acest sens. Uite, în momentul în care ai menționat partea de feedback, ăsta este minusul pe care eu îl văd la mine. La mine la școală și la mine la clasă, efectiv. Eu nu am timp să ofer feedback personalizat părinților. Le ofer elevilor, dar și elevilor nu pot să-i cuprind pe toți într-o săptămână, îmi trebuie mai mult timp. De ce? Pentru că sunt 35 în clasă. Am înțeles. Și fiind 35, dacă aloci 5 minute fiecăruia, 35 ori 5, ne dăm seama cam cât timp înseamnă. Părinții sunt ocupați, nu pot să-i chem la școală la prânz când am terminat programul, pentru că dimineața e exclus, nu avem când să stăm de vorbă pentru că începem cursurile, la prânz îi chem și să pot să le ofer feedback-ul zilei sau feedback-ul săptămânii pentru că sunt la serviciu la ora aia. Ne întâlnim seara dacă este nevoie, facem câteva ședințe cu părinții, însă eu, spre exemplu, aici îmi fac mea culpa și există o mămică care îmi poate da feedback-ul acesta, Anca, ce zici? Cum e feedback-ul? Cum simți partea asta de feedback de la școală? Mie Maia îmi povestește tot. Da? Absolut tot. Noi dintotdeauna am avut un mod de a comunica foarte deschis și liber. Ea n-are nicio reținere. Povestește și bune și rele. Și bune și rele, și supărări și bucurii, și tot ce se poate despre colegi, despre învățători, despre profesori. Nu pot să spun decât că sunt extrem de încântată și e nevoie și de un feedback de la pedagog. Este nevoie să întărească cumva povestea copilului și ședința care se organizează lunar, cred eu că nu e suficientă.
Ar fi nevoie de întâlniri mai dese. Da. Eu simt, am simțit lucrul ăsta, am încercat cumva să prind la un moment dat o consiliere chiar și online, pentru că acum ne oferă, avem Zoom, avem Meet, Google Meet și ne-am putea întâlni și așa. Mm-hmm. Am avut câteva întâlniri, dar nu cu toți părinții și din cauza asta spun că îmi fac mea culpa și mă simt vinovată pentru lucrurile astea, însă în același timp mă simt norocoasă, pentru că am avut parte de niște elevi minunați, cei care din când în când au mai făcut o năzbâtie, o trăznaie, s-a rezolvat efectiv stând de vorbă cu ei și n-a fost nevoie de intervenția părinților, dar în același timp am simțit părinții foarte aproape tot timpul. Și cred că asta este foarte important pentru bunul mers al lucrurilor, să simți că părinții îți sunt în sprijin, pentru că am auzit foarte multe lucruri și aici v-aș mai cere o opinie de părinți. Foarte multe cadre didactice s-au plâns de faptul că sunt trase la răspundere atunci când fac observație copiilor sau când le dau un calificativ sau o notă proastă. O părere personală. Ce părere aveți despre ideea asta a părintelui de a veni să tragă la răspundere profesorul pentru ceartă sau pentru o notă proastă? Eu aș începe prin a spune că în tot sistemul de educare, profesorul, învățătorul, pedagogul este inima sistemului de educare. Prin urmare, părintele trebuie să acorde respectul necesar și totul trebuie să fie cu limită. E normal să ai control asupra educației copilului tău, dar cred că lucrul ăsta ar trebui să se oprească până la poarta școlii. Sau să faci o mică investigație, dar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? S-a ascult și varianta cealaltă. Nu, sunt mulți părinți care vin și nu au decât varianta pe care copilul a spus-o acasă. Ori știți foarte bine... Doamne, sunt două... Da. Adevărul este... Părți are poveștii. Exact. Bianca, ce părere ai despre... Da, părerea mea este că, în primul rând, părintele ar trebui să întrebe și profesorul sau învățătorul ce s-a întâmplat și să vadă exact care a fost situația, pentru că cu toții știm, copiii spun versiunea care le convine cel mai mult. Asta adică zic și eu. Da. Părinții ar trebui să fie conștienți de lucrul acesta și tocmai de aceea, înainte de a avea anumite reacții față de un anumit profesor sau învățător, ar trebui să aibă o discuție și să vadă exact ce s-a întâmplat. Mi s-a părut foarte important că ai menționat cuvântul încredere, pentru că atunci când acorzi încredere profesorului și el simte lucrul ăsta și acea încredere este cumva baza unei comunicări eficiente, pentru că dacă nu ai încredere și ai tot timpul suspiciuni, nu faci decât niște scenarii și niște teatre de situație care poate nu sunt cele adevărate, le dai mult mai mare amploare situațiilor care sunt micuțe și atunci generezi conflict și generezi lucruri care sunt gestionate mai greu. Da, și în situația asta cred că cei mai afectați sunt tot copiii. Deci... Eu ce vă povestesc acum este că veți relaționa în poziția școlii de vară și apoi chiar și a after school-ului, veți relaționa cu părinții copiilor care vin acolo într-un program care nu are un plan cadru, nu are niște ore de curs impuse de minister, dar unde desfășurați o activitate unde, cu anumite așteptări ale părinților care vor să se întâmple lucrurile într-un anume fel. Și despre asta e vorba, cred că o primă ședință în care să fie expuse lucrurile clar și în care să spunem, domne, vorbim verde în față și toate lucrurile care sunt în neregulă trebuie să le discutăm, să le găsim soluția împreună, e bunul mers al lucrurilor, pentru că așa putem funcționa mai departe. Noi am pus acolo cumva și niște poze, este și afișul vostru cu timpul cu în care începe și cu ziua porților, pentru că pot veni să vadă spațiul în care chiar sunteți. Vă lansăm această invitație pe data de 10 iunie. Deci este în Ploiești, pe strada... Anul 1907, la numărul 8. La numărul 1907, numărul 8, exact. E ușor de ținut minte, 7 plus 1, 8. Și pe 10 iunie, la ziua porților deschise, pică într-o zi de sâmbătă, la ora 11. E foarte bine, pentru că mergem să vedem și atunci știm clar... Mergem să vedem,
mergem să cunoaștem cadrele didactice. Persoanele implicate în toată această activitate, da? Da. Să ne familiarizăm cu spațiul și, de ce nu, să și accesăm programul. Așadar, vorbim despre ABC Start After School, da? Da. Spune-i tu în engleză. ABC Start After School. Așa. Cum vor părinții să-l ia, este foarte binevenit și activitățile propuse de voi sunt foarte frumoase. Nu pot decât să vă doresc succes. Tot ce pot să vă spun este că, deși aș mai fi avut niște întrebări dintre astea de la profesor la părinți și părinți care să vină cu niște opinii personale, pentru că toate contează și suntem deschise. Știu. Discuțiilor și părinții vor avea, înainte de înscrierea propriu-zisă a copilului, o discuție liberă și relaxată despre tot ce presupune minunat petrecerea zilei în after school. Dar nu o să vă las să plecați, pentru că timpul nostru se scurge foarte, foarte repede, în care putem să stăm de vorbă așa cât să putem să transmitem. Nu vă las să plecați până nu vă fura o promisiune că în septembrie ne întâlnim să povestim cum a fost. Sigur. Adică feedback-ul de după școala de vară. Da, venim să-ți dăm feedback după școala de vară și să-ți povestim și despre programul Before and After School. Păi da, ca să vedem cum se va întâmpla, exact. Și care e proiect, cum se va derula proiectul în continuare. E un proiect foarte frumos, nu pot decât să vă doresc succes și să vă mulțumesc că ați fost cu mine. Mulțumim și noi pentru invitație. Eu cred că e o informație valoroasă pentru cei care vor să o acceseze, știu acum data de 10 iunie, ziua porților deschise, până data viitoare, când vom avea o discuție despre educație și cu tot ce înseamnă educație. Vă spun la revedere!